Salut! Din nou, Viorel, nebunul! Băi, astăzi vreau să vă arăt ce fac eu într-o situație. Acum mă aflu la Băci, militari, la autogară. E dimineață, e ora 11 fără 10 și m-am gândit să trec pe la Gigi, în primul rând. Deci trecem la Gigi. Deci cum fac eu bani într-o zi, da? Vă filmez o zi de-a mea, ce fac eu, unde merg și pana mea. Încerc și eu să vă arăt cât mai mult pana mea. Acum sunt în mașină, mă gândesc să trec pe la Gigi. Trecem prin Victoria, mergem până în Victoria și trecem pe acolo prin față, pe la el, dacă e porțile deschise, dacă e lume, bam, 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 așteptăm. Stăm și noi o oră, două. Dacă nu vine, pana mea, plecăm la Unirii. Mergem să facem bani. Deci, în acest videoclip, voi încerca să-l fix, să-l fac frumos. Și, pana mea, să vă arăt o zi de-a mea, da? Deci, acum mă aflu, v-am zis, sunt militar, undeva militar, mai am puțin până la Gorjului. Vreau să mă duc până la Piața Victoriei. Ce-o fi, o fi, poate dau și de tăticul meu, de Gigi Becali. Iar mă lovește cu 2-3 milioane, mi-ntoarce spatele. Și eu vreau să-i zic de mașină să-mi repare. Mamă, dacă mi-a reparat mașina asta, sunt cel mai șmecher. Așa că, ce să zic, avem de condus, măi, fraților. Mai vorbim, ce să mai vă zic? Că sunt supărat. Joi am programare cu mașina cealaltă. Am de dat vreo 20 de milioane și la aia. Mai am de făcut și eu vreo 7. În rest, alerg, frate, și eu. Alerg și eu după bani ca, na, ca vulpea după pradă. Așa că ce să zic? Ne vedem în al doilea videoclip. Eu vă pup, da? Hai, țineți aproape. Și vreau ca... în acest videoclip să am și eu mai multe like-uri, mai multe vizualizări. Haideți cu vizualizărilor, fraților. Hai că n-am voie să filmez când conduc. Hai, vă pup. Și ce să vă zic? Vorbim. Ne vedem la Victoria. Iată-ne și în partea a doua, fraților. Suntem la Victoria, așa cum am pornit, la Gigi Becali. Acum suntem la Rond. Așteptăm să vedem dacă e acasă. Să vedem. Am condus tot Bucureștiul, de militar până în Victoriei. Am făcut ceva, cam o jumătate de oră. La ora 11. Bă, greu, mă, cu circulația asta, mă, bă, ca nu știu ce mai bine. O iei la... ce la paz, mă, la... skateboard, ești nebun. Așa că, fraților, stați aproape să vi-l arăt pe Gigi Becali, să vă arăt unde este. Însă nu pot întoarce camera acum, pare foarte rău. Dar lasă că o să vă filmez și o să vă arăt. Mergem la aici, la Palatul, nu știu ce e aici, la Victoria. Nu știu că are birou aici. Deși este un monument istoric, fraților. Am înțeles că ar fi dat undeva la vreo 11 milioane de euro. Ceva de genul pe el. Dai seama, e un monument istoric, frate. Așa că... toate pentru România. Uitați, suntem aici la protestul Dreptate pentru România. Ca să nu mă vadă poliția, că sunt cu ochii pe noi. Mai ceva ca FBI-ul.
Hai să vedem dacă pe cale e acasă. Da, Prada, stai liniștit că te-am văzut. Hai, o iau și eu în colo. Ai văzut? Te grăbești degeaba. Hai să vedem. Mama, e cineva la poartă. Cineva este la poartă. Unde parchez eu mașina asta? Eu văd o grămadă de lume aici, fraților. Hai că am găsit și parcare. Perfect pentru mine. Wow! Ce-am făcut, frate? Perfect, atâta o las. Așa că se pare că Gigi trebuie să apară. Da, mă scuzați, revin cu videoclipul 3. L-am oprit din greșeală. Ne aflăm aici și la Gigi Becali. Vedem care cum e treaba. Mamă, ce se află aici? Aha, trebuie să iasă afară. Așa că ne vedem după, băieți. Clienții aproape. Da. Iată-ne și în partea a treia a videoclipului. L-am găsit pe domnul Gigi și mi-a dat 2 milioane, adică 200 de lei, 200 de ron. Mi-am luat și eu ceva cornulețe, mi-am luat o cola, mi-am luat un pachet de țigări. Și acum mergem în Piața Unirii. Cântăm la acordeon. N-am avut deloc să mă asculte domnul Gigi. Mi-a dat 2 milioane și a plecat. Bine, a dat la mai mult, știi, a dat la... Nu stăm niciodată să mă asculte, asta e problema. Chef. E bine și atât. Așa că haideți să la Unire. Ne vedem la Unire. Cius. Iată-ne și la Unire. Acirișa. Acum uitați Acirișa. La Unire. Acum vom scoate acordeonul din portbagaj. Da, să vedem cum ne descurcăm.
am scos și acordeonul și acum dacă mai vezi videoclipul ca genul ăsta și continuarea la videoclipul ăsta, cu câți bani am făcut eu azi, deci am început cu 200 de lei, da? De la domnul Gigi Becali și acum mă duc la Unirii să cântăm. Este ora 12:30. Voi sta și eu până la 3-4 să vedem. Și vom intra live. Vă mulțumesc pentru vizualizare și nu uitați să dați subscribe și lăsați un coment, fraților. Vă pup!